Excesul de încredere adesea le face pe animale să greșească fatal. Prădătorii tind să se considere cei mai puternici, cei mai îndrăzneți și rapizi și fără îndoieli îi atacă pe cei de care mai bine nu se apropiau. Astăzi am adunat pentru voi o selecție de videouri cu întorsături neașteptate, atunci când animalele și-au ales un adversar greșit și apoi au regretat pentru asta. Veți fi șocați dacă veți urmări videoul până la final, așa că puneți un like și să începem! Un urs grizzly a ieșit încrezător din pădure și a mers să atace câinele, dar n-a fost să fie. Câinele s-a dovedit a fi foarte agresiv și l-a pus pe urs la punct foarte repede. Chiar și un animal micuț poate să se apere de cele mai mari, dacă va crede în propriile puteri. Doar uitați-vă cum această rozătoare mică alungă leoaicele flămânde de pe teritoriul său. Rinocerul, care și-a închipuit că e cel mai puternic și îngrozitor, a decis să-i sperie și să-i alunge pe bizon, dar de fapt s-a speriat așa de tare încât fugea de iscânte iau copitele. Crocodilul încearcă să muște carapacea țestoasei. Se pare că el n-are idee că asta nu-i posibil, căci e prea dură. Lupta în care s-au ciocnit berbecii de diferite specii. Unul dintre ei are niște coarne lungi care îi încurcă mult. Când a vrut să atace, și l-a înfipt în pământ și datorită acestui fapt, adversarul avea un avantaj. Jaguarul credea că e stăpân pe situație când a apucat crocodilul de coadă. Dar care a fost surprinderea lui când peste câteva momente deja stătea întins pe spate și simțea pe față saliva crocodilului? Reiese că faptul că struții sunt niște fricoși e doar un mit? În realitate, pasărea care nu zboară privește pericolul direct în față. Câinele trebuie să-și caute atât partener cât și adversar pe mărimea sa, căci alegerea greșită are consecințe dureroase. Insectele doar par să fie inofensive. De fapt, datorită mărimilor mici, sunt niște rivali aproape invincibili. Pare să fie lupta secolului, motanul versus iguana. Cine va învinge în această luptă controversată? Coada lungă și puternică a șopârlei a terminat battle-ul înainte ca acesta să înceapă. Parcă a fost o victorie prea simplă și prea ușoară. Ei bine, ia să aud cine va spune acum că pisicile sunt niște animale de companie inutile. Dacă va fi nevoie, vor alunga și un urs. Un stârc prostuț s-a gândit că dacă între el și șoim există o plasă metalică, atunci poate să tachineze pasărea prădătoare fără consecințe. Dar după cum ați înțeles deja, a fost o greșeală. După ce s-au adunat împreună, un grup de suricate au mers să atace un șarpe, căci unde smulți puterea crește. Ei bine, gorila ca gorila, dar să faci tigrii să fugă de frică, asta chiar e uimitor. Prădătorii trebuie să fie mai atenți și să observe dacă rudele victimei sale potențiale nu sunt pe alături. Uneori, familia poate să facă un prădător înrăit să fugă cât mai departe, de frică, ca și în acest caz. Niște câini vagabonzi, crezând că sunt șefii străzilor, au încercat să atace un măgar, care la rândul său nu prea era de acord cu cei care s-au autodeclarat la putere. Un cățeluș voia doar să se joace cu un crab. Crabul însă n-a înțeles intențiile sincere ale lui și credea că i-a atacat. Logic, a început să se apere. De obicei, șarpele e cel care atacă pe neașteptate, dar vulturul a reușit să-l apuce și să-l transforme în cina sa. Tigrii erau siguri că asta este o altă victimă de-a lor, dar priviți și singuri ce întorsătură. Mai sunteți siguri că cățelușii mici sunt inutili? Ia vedeți cum acest curajos i-a alungat pe urșii neinvitați din curtea casei.
Un pescăruș supraestimându și puterile a decis să concureze cu un pelican. Nu doar că și-a ales un adversar pe măsurile sale, ci l-a și atacat când în spatele lui mai era o duzină de rude ce s-au repezit imediat să-l ajute. Motanul a început să o scoată pe rață din sărite. De la început, pasărea îndura cu umilință, dar apoi a început să muște. Pisica a venit să-l salveze pe prietenul său, dar asta nu l-a ajutat, fiindcă rața deja era prea enervată și îi ciugulea pe toți care îi cădea la îndemână. Șarpele a văzut o pasăre și după ce a decis că asta e cina lui, a decis să o atace. Păsării nu i-a plăcut așa atitudine, așa că într-un moment, din victimă, a devenit atacator. Câinele lătra furios la animăluțul inofensiv de după gard. Într-un moment dat, n-a mai răbdat și pur și simplu a mușcat câinele enervant de nas. Cobra nici habar n-avea de greșeala pe care a făcut-o când a atacat mangusta. Animăluțul curajos și-a arătat dinții și, fără să piardă nicio secundă, a început să atace cobra otrăvitoare. Luptele dintre femei sunt mult mai dure decât cele ale bărbaților, atât în lumea oamenilor cât și în cea a animalelor. Trei vaci nici de cum nu pot rezolva conflictul pe cale pașnică. Glutonul nu trebuie subestimat. Fără îndoiel și frică, acesta atacă trei leopard deodată. Bulldogul poate să opună rezistență celui de la care restul fug speriați. În sinea sa, porcul spinos nu e periculos, dar dacă îl ataci, poți să regreți foarte mult. Leopardul va ține minte această lecție pentru tot restul vieții. Să-și scoată acele care s-au băgat adânc în piele s-a dovedit a fi o ocupație destul de dureroasă. Fiecare are propriile arme. Animalele mai mari se folosesc de putere, iar cele care sunt mai mici inventează moduri mai sofisticate de supraviețuire. Deși ursul arată masiv, dar n-are de gând să atace o haită întreagă de lupi. Au un avantaj prea mare rivalii lui. Mistreții sunt animale colective și dacă cineva a atacat un membru al grupului, după primul strigăt, restul vor veni în ajutor, iar prădătorul nu va mai avea nicio șansă. De la început, cocostârcul a fugit de tigri, apoi și-a venit în fire și s-a dus în atac. Îndrăzneala e un talent care îți dă puteri, ca și în cazul acestei gâști. Încrederea imaginară a forțat și gorila să fugă speriată. Leoaica aproape că a ajuns zebra, dar i-a lovit prădătoarea cu copitele din spate atât de tare că aceasta literalmente și-a pierdut cunoștința. Am văzut multe, dar ca șoarecele să învingă o pisică, prima dată. Fără să mai vadă la orizont pe nimeni în afară de cel de felul său, crocodilul a decis să atace un crocodil și atunci a și început bătaia a doi adversari egali în putere. Vulturii consideră că pot pune ghearele pe orice animal și înfrânge orice pasăre. Cu toate acestea, cocoșul este o excepție. Ursul polar este atât de obișnuit că tuturor le e frică de el încât a atacat și acest câine, dar câinele care nu e obișnuit să se predea a fost în stare să-și demonstreze puterea. Rinocerul a simțit pericol pentru puiul său și a vrut să alunge elefantul, dar gigantul n-a digerat îndrăzneala rinocerului și aproape că l-a făcut praf. Iată o greșeală comună din partea vitelor. Ele vor din nou să se opună acestei păsări mândre. În zadar. Foarte în zadar. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care luptă v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!